Salutare, bine ne-am ajuns Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de PES 2018. România care era cu Steaua, avem meci cu Astra Giurgiu în campionat, trebuie să jucăm pentru că ne pregătim de un duel cu Porto și avem nevoie de victorie acolo. Vom juca acum cu alți jucători, facem așa să zic, cu rezervele, deși avem niște rezerve foarte, foarte bune. Niuere, vei fi aici, Kipciu cu Deac. Dea care oricum a jucat bine în ultima perioadă, Moruțan, îl bag și pe Moruțan în locul lui Pintili. Asta e echipa noastră împotriva celor de la Astra Giurgiu. Nu va fi un meci ușor, dar vom vedea ce se va întâmpla. Lazar, Barbir, Gheorghe, Rico, Belu, Bărbulescu, Mârzlac, Balaure, Buș, Vulceanu și Iabank. În primul 11 al Giurgiu Verilor. Să vedem ce vom face după în așteptăm meci foarte, foarte important cu Porto. Noi facem Champions League. Avem șanse mari să terminăm pe prima poziție în grupă. Ceea ce ar fi super, super tare. Suntem deja calificați în primăvara europeană, UEFA Champions League. Dar pentru noi este foarte important să reușim o calificare de pe prima poziție. Pe arena națională Steaua întâlnește Astra Giurgiu. Avem posesie, atacăm de la stânga la dreapta. Și vom vedea ce se va întâmpla. Benzar, Deac, Alibek, Deac, din urmă pentru Romario Benzar, iată ce șansă au aici steliștii, vine o centrare blocată a lui Benzar, aruncare de la margine pentru Steaua, iată că începem ofensiv, Răzvan Marin, Budescu, este corner, cred că reușește portarul să intervine, haideți să ne vedem faza. Vine șutul, da, și atinge, șterge cu vârful degetelor balonul, va centra o Costică Budescu. Budescu, centrarea e bună, dăm cu capul, oare nu dăm? Ce șansă mare pentru Steaua. Iată, recuperăm aici prin Moruțan, vine Budescu, un blocaj. Ah, nu reușește Budescu să recupereze, acum Banc, urmărire Costică Budescu. Budescu, să vedem ce va face, recuperează Constantin, pasă Stancu pentru Denis Alibek în fața golului, Alibek, nu cred. Haide Denis, mai atent, Răzvan Marin la recuperare, nu reușește însă să recupereze. Ce șansă are Denis să puncteze, 1-1 cu portarul și ratează Abang. Blocat de Valeri Găgăman, din nou Denis Alibek, șansă pentru Steaua încă o dată, Alibek, pentru Deac, Deac va lupta să ajungă la balon, ajunge, centrează în blocaj, resping Giurgiu Veni, dar au probleme, Alibek, din nou portarul. Cât de bine apără momentan goalkeeperul celor de la Astra Giurgiu, o nouă centrală lui Costică Budescu. Dă cu capul, dar Astra Giurgiu reușește să respingă balonul încă o dată, aruncare de la marge pentru noi. Benzar, Deac, Alibek, Budescu, Moruțan, Budescu, iată aici Alibek. Din nou șansă pentru băieții noștri, dar nu reușim. Nu reușim nici de această dată. S-a stins monitorul și trebuie să-l aprind din nou, Abang, apără Tătărușanu. Nu doar goalkeeperul advers este în formă, iată și Tătărușanu reușește să intervină momentan, este meciul portarilor. Să vedem Vulceanu, centrarea acestuia în brațele lui Tătărușanu, acesta degajează pentru Denis Alibek. Alibek cu capul pentru Răzvan Marin, avansează steliștii, Răzvan Marin cere mingea, Denis Alibek, Marin pentru Alibek, nu cred că era mingea, Alibek, ratare din nou. Lazar până acum este eroul Astrei, însă a scăpat la fază, stai Banga aici, mingea vine la Moruțan, Bogdan Stancu. Cere mingea, Alibek încă o dată, Alibek se întoarce, dar deposedat. Găman, Budescu, Marin, pentru Ciprian Deac, se descurcă Deac, ho-ho! Asediu la poarta Giurgiu Verilor,
Dar nu punctăm. Haide, Denise. În pressing, băieții noștri. Erico. Erico, deposedat bine. Deac. Deac pentru Alibeg. Dacă nici acum nu marchezi, a dat bară. Ratări, după ratări aici ale steliștilor pe arena națională. Sper ca giurgiuvenii să nu puncteze, pentru că cred că ne va scădea moralul foarte, foarte tare. Pas acum pentru Deac. Deac. Deac de unul singur, intră în interiorul terenului. Deac. Deac. Pierde balonul. Abang, Dulcean. Blocat bine de Bălașa. Bălașa. Romario Benzar, avansează Benzar. Putea să-i paseze lui Alibek, acum îi pasează lui Denis. Denis Alibek. Alibek centrează, dar este corner. Măcar obține lovitura de la colțul terenului. Să vedem centrarea lui Costică Budescu. Budescu dă cu capul și ce golață! Bogdan Stancu, da! Bogdanel Stancu punctează, iată cât de bine sare Stancu și îl învinge pe Lazar, îl lobează practic cu capul. Bogdan Stancu pe Lazar, fenomenal detenta lui Bogdan Stancu, cât de bine lovește și Steaua are 1-0 pe arena națională împotriva Astrei. E bine, iată Bogdan Stancu reușește să puncteze, avea și el nevoie de golul ăsta. Abang. Deposedat, bine, până la urmă rezistă Giurgiuveni, Răzvan Martinez în pressing. Aproape de o recuperare steliștii, Abang. Bine Bălașa, dar mingea tot la Astra rămâne Erico. Erico Tătărușanu! Foarte bine, și Romario Benzar acum pentru Deac. Deac par putea recupera, nu reușește. Iată, Astra forțează și ea egalarea. Benzar... Greșește Marin, pasa pentru Dea, Cabang, Benzar, nu astfel de erori, din nou Tătărușanu, din nou Tătă și cred că se termină prima repriză. Este totuși meciul portalilor până acum, noi mergem să jucăm a doua repriză în care Astra trebuie să revină, a fost foarte aproape în final de prima repriză să egaleze, însă noi am reușit să fim salvați de Tătărușanu, diferență mare între Tătărușanu și Vlad. Nu știu dacă Vlad reușea să apere atât de mult. Iată aici din nou Astra Giurgiu. Benzar, fără fault în careu. Benzar, pasă pentru Deac. Deac acum, să vedem contraatacul steliștilor. Deac avansează. Deac îi pasează acum lui Bogdan Stancu, însă mingea n-a fost foarte bună. Budescu încearcă recuperarea, nu reușește. Balaure, urmărit de Momcilovic. Trece ușor de acesta. Balaure. Abang, Bălașa, Bălașa, bine. Alibek acum. Budescu, Budescu, mai departe pentru Moruțan, Moruțan, din prima pentru Bogdan Stancu, nu e offside. Bogdan Stancu apără Lazar. Ce șansă are Stancu, din nou centrare, Budescu încă o dată. Budescu, e Deac aici, care nu lovește mingea așa cum și-a dorit. E bine, e bine, Steaua e peste Astra Giurgiu. Suntem ofensivi, așa trebuie să jucăm. Așa o să trebuie să jucăm și cu Porto. Bălașa se luptă. Aici Astra poate fi periculoasă. Recuperează Budescu acum. Budescu cere mingea Denis. Denis o primește de la Budescu. Puțin în margine. Iată, totuși rezolvă giurgiuvenii această fază. Bălașa, Abang, preluare pe piept foarte bună lui Abang. Iată aici șansa giurgiuvenilor, Momcilovic, atent. Moruțan. Avansează Moruțan. Nu pleacă Bogdan Stancu. Abia acum pleacă Bogdan Stancu. Să vedem dacă va ajunge înaintea lui Belu. Bogdan Stancu și Belu. Bogdan Stancu, da. Bogdan Stancu centrează pentru Deac. Peste poartă. Face modificări. Harlem Nioere, Denisman și Teixeira. Astea sunt modificările noastre. Trei modificări, facem toate cele trei modificări disponibile. Să vedem însă cum vom evolua acum.
Budescu cu Aban, câștigă Budescu, Neuere, Denis Man, Denis Man, Man, se duce către o centrare, se duce și în careu Harlem Neuere, Denis Man, Denis Man, ține mingea în teren, iată aici Romario Benzar, intră în interiorul terenului, Romario Benzar, apără Lazăr, ho, ho, ce șansă are Steaua, din nou Lazăr e acolo. Să vedem ce drag lui Costică. Budescu, Răzvan Marin ajunge la minge. Și iată contraatacul Astrei. Îl blocăm puțin, recuperăm acolo foarte bine Bogdan Stancu. Haide să mai dăm un gol. Lazăr Jahescu la Gheorghe. Nioere pressing, Nioere recuperează foarte bine, are Nioere, 6 de gol acum pentru Steliști. Nioere, Bogdan Stancu, Bogdan Stancu, nu cred că nu intră Denis Van în mingea asta. Lazăr încă o dată, foarte bine acolo, recuperează Răzvan Marin. Răzvan Marin probabil se va duce pe o centrare, Marin centrează, Nioere nu dă cu capul, vine aici Teixeira, dar șutul e slab. Reușește oare Teixeira să facă și față defensivă? Da, iată, sprintează Teixeira și recuperează. Răzvan Marin acum. Teixe. Calm. Fost un jucător al Giurgiuvenilor. Bogdan Stancu pentru Denis Man. Bună încercare asta. Budescu recuperează. Budescu. Nioere. Nioere. Nu dă drumul la pasă Denis Man. Denis Man. Budescu. Man. Întoarce pentru Teixeira. Teixeira. Teixeira blocat acolo foarte bine și acum bang. Să vedem Giurgiuvenii ce vor face. Mingea e lungă și da, o scapă în afara terenului. Supărat antrenorul Giurgiuvenilor, l-am văzut acolo la margine, intră Radunović. Momcilović. Bogdan Stancu, preluare foarte bună spre înainte. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu, deposedat și el. Aleargă Stancu, la recuperare foarte aproape a fost. Minutul 85, Astra e condusă în continuare cu 1-0. Cei drept și Astra putea să marcheze, Tătărușan a fost acolo, s-a opus foarte bine, însă și Lazăr a apărat foarte, foarte multe baloane astăzi. Cred că putea fi 3-1 lejer pentru Steaua. Stancu, Nioere, din prima pentru Momcilović. Momcilović se încurcă puțin cu Bogdan Stancu, mingea revine la Momcilović, întoarce pentru Constantin Budescu. Budescu, Teixeira. Iată-l pe Nioere, Nioere, Budescu, Budescu, Bogdan Stancu, Stancu pentru Nioere, din nou Lazăr. Nu s-a terminat faza, jocul continuă, vine Budescu! Wow! Ce șansă mare avem din nou! Astra Giurgiu rezistă, dar nu mai are timp, nu cred, e ultima fază. Abang se luptă. Recuperăm și s-a terminat, nu recuperăm. Iată minge pentru Abang, nu cred așa ceva. Trebuie să blocăm, trebuie să blocăm. Blocăm până la urmă. Foarte bine, Valerica Găman degajează și s-a terminat. S-a terminat, 1-0 pentru Steaua pe Arena Națională. Ce meci greu, ce meci greu, dragilor. Dar reușim totuși să câștigăm cu 1-0 Lazăr într-o formă superbă. Pe noi ne așteaptă meci cu Porto, meci foarte, foarte greu. Cu Porto, Metalul Globos bate Iașu, Craiova ia bătaie de CFR cu 4-1, Dinamo 1-0 cu Hermannstadt, Craiova pe penultima poziție. Craiova nu-și revine, nu-și revine Craiova. Haideți să vedem meciul 5 de UEFA Champions League. Steaua e deja calificată, dar vreau să văd, Coman e suspendat pentru această partidă, vreau să văd... Cum stă treaba aici? Avem niște negocieri. Pintilii, desigur că nu-l vom da. Vlad, nu? Momcilović, nu? Da, aici nu pot să-i dau pe ei momentan. Deci că îmi zice că am... am full. Asta este... Haideți să vedem cum stă treaba în, în grupa de UEFA Champions League. Următoarele poziții. Anderlecht, dacă bate Basel-ul și Porto ia bătaie astăzi de noi, mai are șanse, altfel nu mai poate. Dacă noi facem un egal, zic că reușim
să termină pe prima poziție, oricum cu Porto. Am bătut Porto și am terminat pe prima poziție, asta e clar. Coman suspendat, va juca Bogdan Stancu, Pușcaș, Chipciu, Nedel cu Pintili, Nio Eren în locul lui Moruțan. Aici Bălașa îl schimb cu Valerică Găman. Asta e echipa noastră împotriva celor de la Porto. Să vedem. Să vedem, Porto este câștigătoare de UEFA Champions League pe era, în era Mourinho. Noi acum trebuie să ne concentrăm la joc. Un punct, un punct și nu cred că mai poate Porto să ne egaleze. Pentru că dacă nu mă șel, avem și golaverajul mai bun ca ei. Jucăm pe națională. Steaua întâlnește Porto. Porto are nevoie de un punct pentru a-și asigura prezența mai departe. Asta în cazul în care... Stai să țin, au câte puncte? Nu, 3 puncte are bază, nu? Ei au 4. Ei au 7. Să vedem, totuși, iată, începem în forță. Pușcaș, Pușcaș! Dacă... Nu, Porto trebuie să ia bătaie. Dacă ia bătaie și Andra le bate, și asigură un punct distanță. Și va fi meci direct, dacă nu mă șer. Dar așa? Nu, pentru că noi vom avea cu Anderlecht. Pentru Anderlecht e foarte greu. Oricum, Porto trebuie să câștige pentru... Dacă Porto câștigă, e calificată și ea. Stanciu. Pentru Chipciu. Chipciu nu se complic. N-am înțeles. Deci dacă Porto bate, va fi calificată 100%. Dacă nu, va trăi intens. Totuși Anderlecht are cu noi. Noi nu i-am bătut pe Anderlecht. Pe Porto ăla, pe Anderlecht nu. Haide, recuperăm prin Planici. Bine aici. Ce șansă avem. Pușcaș pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Să vedem ce va face Bogdan Stancu. Blocat în momentul șutului. Și Pintilin a venit acolo la întâmpinarea adversarului. Boris. Bine, bine, recuperăm. Ganea acum. Cristi Ganea. Avansează Ganea, dar pierde balonul. Să vedem aici. Planici nu blochează. Trebuie să blocăm prin Valerică Găman. Foarte bine. Chipciu. Avansează Chipciu, are viteză. Este șansă pentru Steaua, pară națională. Este 0-0, continuare minutul 15. Să-l vedem pe Chipciu. Blocat în ultim moment. Se ducea cu centrare. Nu știu dacă a ales cea mai bună variantă Chipciu. Planici. Ganea, Găman. Suntem calmi și asta contează. Benzar greșește. Iată aici. După ce Benzar a făcut eroși și la lotul naționalei. Iată și acum o comite, minge pentru Bogdan Stancu, care îi dă un călcâi lui Pușcaș. Steaua e peste Porto momentan, dar scorul este 0-0, Porto combină bine acum. Să vedem, pasă bună, Pintili trebuie să facă el faza defensivă. Pintili blochează, Tătărușan are probleme, surpriză Tătărușan, este corner pentru Porto. Iată șansă pentru portughez, Ricardo Pereira va centra. Trebuie să avem grijă, Tătărușanule, ieși aici, iese Tătă și reține. Nu prea are unde repune balonul pentru Nedelcu. Nedelcu, mai departe cu Romario Benzar. Benzar, întoarce bine, Nedelcu acum. Nedelcu, Stanciu, Pintili, pentru Pușcaș, Pușcaș, mai departe pentru Stanciu, Stanciu, pentru Chipciu. Chipciu, nu e offside la Nedelcu, Stanciu acum, Stanciu, Stanciu, vine Nedelcu, nu Benzar centrează, să nu în Stanciu. Ai băi, Benzar, atent. Este o degajare a portarului. Valerică Găman câștigă 2 la cap, iată aici, o minge lungă, dacă Stancu câștigă 2 la cap, poate fi pericol, Pușcaș în pressing, Jose alunecă, dar totuși reușește să trimeată balon afara terenului. 0-0 în continuare. Steaua și cei de la Porto. Ganea pentru Chipciu. Chipciu apără foarte bine portorul. Ce plonjor, Alex Alex acum. Nu iese mingea, dar au probleme. 6 metri. Trăiesc periculos cei de la Porto. Fou, ce șansă mare am avut aici. Romario Benzar nu câștigă duelul. Benzar. Iată aici Stancu, din prima cu Stanciu, Stanciu, pentru Pintili. Pintili întoarce bine, pasă cu Nedelcu, Nedelcu, Benzar, Chipciu, Chipciu, așteaptă sprijinul, Chipciu, de unul singur, Chipciu, centrarea sa este blocată, mingea revine la Nedelcu, Nedelcu, Stanciu acum,
Întoarce pentru Pintili, care are și turbune. Dar cât își prelungești balonul? Cât îl prelungești, Pintili? 6 de contraatac acum pentru Porto. Vine Planiș foarte bine la recuperare. Superb. Pușcaș. Nedelcu. Iată, Steaua combină bine acum. Benzar pentru Kipciu. Kipciu întoarce. Romario Benzar centrează, resping jucătorii lui Porto. Ce șansă mare am avut, dar acum trebuie să avem grijă. Planiș trebuie să blocheze aici. Planiș ține puțin de tricou. Jocul continuă, nu e faul. Iată ce șansă are și Porto să dea lovitura pe final de prima repriză. Benzar din nou nu pune piciorul acolo. Vine centrarea, este Tătărușanu. Reține și se cam termină prima repriză. 0-0. Nu mi-a plăcut deloc la finalizare acolo. Sper ca repriza secundă să fie mai bun. Intră Brahimino cu lui Hernani. Iată, Porto este prima care schimbă. Noi suntem în continuare susținut de suporter Pintili. Pintili avansează. Pintili mai departe. Greșește pasa. Pușcaș în pressing. Iată, portarul nu se complică și o degajare chiar bună. Găman însă e acolo atent. Stanciu, Pintili, Pușcaș. Mai departe pentru Bogdan Stancu. Să vedem ce va face Bogdan Stancu. Centrează Bogdan Stancu. Aproape de autogol. Aproape de autogol. Porto scoate portarul foarte bine. Gana pentru Nedelcu. Nedelcu, Stanciu. Iată-l pe Pușcaș. Se întoarce cu adversarul în spate. Kipciu. Apără portarul foarte bine. Bogdan Stancu. Ține mingea teren, Pintili, Nedelcu, ce șutare Nedelcu! Ce ocazie ratează Steaua, a privit șutul lui Nedelcu, portarul intervine senzațional, este 6 metri, Jose intervine superb la șutul lui Nedelcu, aproape de un eurogol Nedelcu, Steaua ratează din nou șansa de a trece în avantaj. Stanciu, de unul singur. Bune, trebuie greu. Stanciu. Mai departe pentru Pușcaș. Pușcaș, apără Jose încă o dată. Suntem în pressing. Brahimi. Pasa e bună. Șansă mare din nou. Pușcaș însă n-a reușit să-l învingă pe goalkeeper. Șutul cei drept a fost chiar pe direcția acestuia. Cei drept era și o poziție grea. Porto joacă în pase acum. Otavinho. Iată aici. Combinații bune. Trebuie să blocăm. Nu reușim. Alex Teles. Blocat până la urmă. Pintili. Pentru Stanciu. Stanciu pentru Pușcaș. Pușcaș avansează. Pleacă și Bogdan Stancu. Îl așteaptă și el pe Pușcaș. Bogdan Stancu. Pușcaș. Călcâi pentru Ganea. Cristi Ganea. Mai departe pentru Pușcaș în fața golului. Pușcaș! Mingea e blocată! Ce șansă avem din nou! Din nou șansă de gol! Din nou suntem blocați! Porto, șansă de 1-0! Să vedem, trebuie să ai mingea Tătărușanu! Stai pe picioare! Tătărușanu! Dar eroare și gol! Tichinia marchează, cum să dai pasa acolo? Ce bine interveni să tot aici. Nu cred, ce eroare facem, facem modificări acum. Mai avem timp să egalăm. Pușcaș cu Alibec. Budescu cu Pintili. Dea cu Kipciu. Trei modificări. Haideți să forțăm pe acest final. Nedelcu. Alibec. Mai departe până la Bogdan Stancu. Bogdan Stancu așteaptă sprijinul. Vine Ganea. Ganea de unul singur. Nu prea are unde pasa. Să vedem acum șansă pentru Deac. Încă o dată portarul. Jose e fenomenal. Câștigă Planiș balonul aici. Nedelcu acum. Alibec. Mai departe, nu greșit pasa, e Budescu, bine, pasa greșită a lui Budescu. Hai băi, Costică,
Nu mă așteptam la o pasă greșită din partea ta. Era sigur că mingea asta va fi lungă. Ganea trebuie să revină. Ganea trebuie să revină. 2-0 Porto. Ne prinde pe contraatac Budescu, introdus de curând, o comite. Nedel cu bine aici. Iată acum șansa lui Alibek. Pasă pentru Deac. Deac din prima pentru Bogdan Stancu. Bogdan Stancu centrează. Deac aici. Șansă de gol pentru Steaua. Șansă de a reintra în joc. Câștigăm mingea, da? Budescu, Nedelcu. Nedelcu, iată aici ce bine ține de minge. Ganea centrează. 2-1, da? 2-1, ia mingea. Ia mingea. Deac reușește să mai reducă din diferență, să trebuie să forțăm egalarea. Nu prea mai e timp, ce-i drept. Nu știu, e minutul 88, cât e? Haide să vedem. 87. Hai că putem. Hai că putem, băieții mei, am încredere în voi. Oh, ce pase, însă reușește de la Porto. Vor ține oare de minge aici? Da, șansă mare. Nu cred că a dat faul. Tu te vedeai și lasă-mă în pace, arbitre. Cum să dai, băi, faul? Planici nu dă-n minge, un singur minut arătat de la margine. Un singur minut arătat de la margine, Tătărușanul vede bine pe Budescu, Budescu din prima pentru Ganea, Ganea pentru Bogdan Stancu, Bogdan Stancu, pleacă Bogdan Stancu și iată ce șansă avem, Bogdan Stancu blocat, e faul, e faul, e faul, nesimțitule, băi! Porto bate cu 2-1 și merge și ea mai departe. De ce pierdem cu Porto? Eroare în defensivă acolo. Păcat, Anderlecht nu are nicio șansă de a merge în Champions League. Asta e clar. Dar în continuare se vede prima poziție. Trebuie să batem Anderlecht-ul pentru a rămâne acolo. Anderlecht bătuse. La egal tremura. La egal tremura Porto. Dar asta este, Anderlecht este out. Totuși pierdem ușor meciul ăsta, sincer. Avem cu Metalul Globus, Metalul Globus care joacă destul de bine. Și a câștigat ultimele partide. Pe un 6 goluri, Pușcaș 4, Cristescu 4. Da, prieteni, ai se bate în episodul meu, a fost X-Breakers. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Pe mine mă puteți găsi pe Facebook, Mircea Domi Cristian, X-Breakers sau pe Instagram, Mircea Domi Cristian. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!